10 angajați ai parcului de distracție Orheiland au fost amendați duminică pentru încălcarea măsurilor de prevenire a COVID-19. Printre aceștia se numără cei care ar fi pus în funcțiune instalațiile, inclusiv caruselele. Totodată a fost sancționată și administrația parcului de distracție pentru că pe teritoriul acestuia a fost organizată o manifestație. Potrivit oamenilor legii, la protest au participat mai mult de 50 de persoane care n-ar fi respectat distanța socială. În aceeași zi, poliția a întocmit procese verbale și pentru administratorii a două localuri de agrement de la Vadului Vodă, precum și pentru 3 transportatori auto și 15 persoane fizice. Ultimii au fost sancționați pentru că au chefuit în grupuri mai mari de 3 persoane, deși acest lucru este interzis. Amenda maximă pentru încălcarea măsurilor anti-COVID-19 este de 25.000 de lei pentru persoanele fizice și de până la 75.000 de lei pentru cele juridice.